Am revenit pe platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Ne întoarcem la titlurile din Monitorul de Suceava. Parc fotovoltaic de 18 milioane euro la Termica pentru necesitățile energetice ale primăriei Suceava. Așa cum ai spus și în pauza de publicitate, s-au făcut niște pași deja foarte importanți la nivelul primăriei municipiului Suceava. Da, deci să menționez pe scurt, este vorba de un parc fotovoltaic pe o suprafață de 40 hectare de teren. Primarul Ion Lungu a anunțat că la licitația care a avut loc pentru proiectarea parcului a fost depusă o ofertă, deci vorbim deja de pași concreți în realizarea acestui sau implementarea acestui proiect. Domnul Lungu a mai spus așa, vestea bună e că în PNRR este alocată suma de 855 de milioane de euro, probabil pentru România, pentru proiecte de energie verde, iar ținta este ca 37% de energie necesară la nivel național să fie făcută în instalații ecologice, fotovoltaice și eoliene. Foarte frumos! Dar ce vreau eu să menționez, să ridic așa o întrebare, ca la început de an. Noi am mai vorbit acum ceva vreme la această emisiune despre proiectul Utilități și Mediu. Proiectul Utilități și Mediu, inițiat și demarat pe vremea fostului președinte al Consiliului Județean Gabriel Mărza. În 2005, da. 2004. Da, în 2004. 2003, când... 2005. Da. Avea trei componente. Primele două erau cu gazul metan și cu canalizarea, nu? Sau cu ce era? Nu, gazul metan, centrale de cogenerare. Da, așa, astea erau primele două. Da. Da. Care au fost aprobate. Da. Au fost aprobate, au mers lucrurile prost, au crescut prețul la gaz, la... Așa. Proiectul Utilități și Mediu mai avea o a treia componentă, cu care domnul Mărza, țin minte la acea vreme discutam cu dumnealui, se mândrea. Stație eoliene. Da. Eram atunci când discutam, 2001-2002, țin minte, când era supus proiectul, era supus aprobării, a fost o finanțare externă cu Banca Mondială. Era o modelă la nivel chiar da, încă nu eram intrați în Europeană, dar se finanțau proiecte. Da. Da. Deci se făcuseră studii legate de... Da. Felul în care bate vântul și unde, da, și unde. Se găseseră zone în zona Căliman Park, anumite zone care erau ideale pentru amplasarea de elicii de alea imense. Da. Se discuta chiar și în comuna Ciprian Porumbescu. Și da, da, la, acolo era... Da, da. Da. Și la urmă s-a făcut un sat de vacanță sau nu știu cum. Da, bine, acolo era un proiect privat. Da, 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 privat, da. A treia componentă a proiectului Utilități și Mediu a picat, n-a fost aprobată. Da. Eu țin minte în acea perioadă, deci, probabil era 2002, 2003, 2004, nu știu, deci până să fie implementat proiectul, mă sunase o colegă ziarist la București, eu lucrând la evenimentul zile, cunoscuse mai mulți, cunoșteam și m-a sunat să mă întrebe de proiectul ăsta. Și era extrem de iritat, ce aia eoliene, spunea Tiberiu, dar ce prostie e asta cu stație eoliene. Deși la ora respectivă, nu știam lucrul ăsta, în multe țări europene, chiar la intrare, în Austria, spre exemplu, de câte am înțeles, n-am fost cu mașina să văd, e plin de stații de astea eoliene, cum e la noi în zona Constanței, în zona Dobrogei. Erau foarte mulți iritați, ce stalea stațiilor, ce SF-urile astea. Deci componenta ecologică, componenta de energie verde a proiectului inițiat domnul Mărza a fost respinsă din start. De ce? Nu trebuie și eu acum. Ne. Adică în 2000, când în 2004 a fost implementat sau a început implementarea lui, nu mai știu. Implementarea 2004, da. Bun, 2003, în 2000, nu în 2004, în 2003, 2002. Da, a fost foarte greu de la nivelul guvernului să fie. Da, până a durat fost aprobarea, în 2000, 2001, 2002. Uniunea Europeană, care exista deja și din zona care a venit finanțarea. Banca Mondială, sau mi se pare că a finanțat. Nu, Deutsche Bank. Deutsche Bank. Bun. Da, a fost un credit la Deutsche Bank. Deci, nemții, ei nu știau, nu exista strategie, nu exista energie verde. Nu știau de lucrurile astea. În Austria, după aia s-au implementat. Olanda, iarăși. Întrebarea mea e de ce nu s-a finanțat la noi un proiect foarte amplu, și bun, de pioniera pentru România, de producere a energiei verzi, a energiei eoliene.
Întreb acum, când deja discutăm de astea, când suntem dependenți de gazul din anumite zone, adică nu poți să nu spui întrebări, da? Da, și eu pot să-mi pun o întrebare, oare o să meargă proiectul până la capăt? Municipiul, da, municipiul, cel puțin iluminatul public și ce ține de instituțiile publice, să nu mai depind de ceilalți operatori de energie electrică, sună cam periculos, ca să spun așa. Lumea zice, bă, ăștia sunt adepții teoriei conspirațiilor. Da? Da, noi știm multe lucruri de astea. Da. Dacă multe de astea se hotărăsc în spatele ușilor închise, în funcție de interese. Da? Este un film acum, nu știu dacă l-ai văzut, Nu privi în sus. Da, da, da. Deci expune foarte clar. Dar nu, filmul e frumos, eu n-am fost super impresionat cum au fost mulți, pentru că nu mi-a spus nimic nou. Da, noi știm lucru asta. Care știm, da, da, da. N-am căzut din lună. Da. Da. Bun, adică, hai că am mai discutat noi anul trecut în emisiune. Marile licitații, marile, spunem, chiar am avut un exemplu referitor la asfaltatorii români. Da, bun. Toate licitațiile, majoritatea, 90% erau câștigate de firme din afară. Firme care veneau și cu fără, mapa. Mai puțin, da. Mai puțin să nu înțeleg lumea, fără să fi dat neapărat șpagă. Pe banii europeni, vorbesc de asta. Da. Da, fără să fi dat șpagă. Da. S-a impus. Da. Și ce dânce, adică chiar se vede cu ochiul liber. Cine nu vrea, nu înțelege acest lucru. Dar spuneam de filmul ăsta. Mine, filmul bun, n-am fost super impresionat, cum am văzut că au fost foarte mulți și nu-i condamn. Dar, pentru că noi de atâta vreme trebuie să știm lucrurile astea. Primează interesul politic și economic. Absolut. Da? Bă, poate să ia pământul foc, da? Să ardă, da? Da. Să dispară viața pământului. Poți, nu mă interesează pe mine. Cum de altfel să și vede. Da. Da? Da. Mai zis, mașini electrice puteau fi azi să populeze 100% da, planeta, da? Dar asta nu înseamnă că nu poluează. Nu înseamnă că nu spune că vai... Nu, mai puțin decât cele actuale, da? Putea la ora actuală, dacă lumea își bătea capul, mașinile electrice să încarce de la soare sau la lumina zilei, da? Deci, dacă se dorea, dar nu s-a dorit, da? Pentru că nu erau resurse. Adică nu se consumau resurse. Da, da, da? Da. Deci totul înseamnă imagine, politică, da? Bani. Da? Totul se învârte în jurul acestor elemente trei primordiale adică pentru celor care, viața unora. Da, celor care se ocupă cu țițeiul, li s-a dat un timp, probabil, 20-30 de ani, vedeți cum, mai sau producătorilor de mașini. 30-50, jumătate de secol mai lăsăm, mai mergeți. Arabii săraci ce să fac? Dacă rămân, păi da, da. Dacă nu mai depindem de petrol, ce mai fac? Da, asta spun. Bun, acolo nu numai interesele lor sunt, adică să nu vrem. Sunt interesele... Pe noi interesele numai celor care extrag petrolul. Interesele este o industrie întreagă, pe vertic, pe orizontală. Și noi nu reușim să impunem acea lege legată de redevență. Da. Da, legată de materiile prime, da, de acasă. Păi nu că nu se dorește. Nu se dorește, nu se dorește de afară. Da. Uite, eu țin minte, pentru că lucrurile, vezi, privit așa, par, doamne, s-a hotărât, a crescut prețul, da, a crescut prețul, dar în spate sunt oameni care decid și asta știm fără a fi adeptul teoriei conspirației. Ziceam, țin minte, în facultate, văzusem un curs de marketing și management, asta era la începutul anilor 90, deci cred că în anul 2, 90, am avut cursul ăsta. Și țin minte, la primul curs, doamna profesoară ne vorbea, eu făcând o facultate în textile, era o discuție foarte, curs foarte plăcut, discutam, era interactiv așa, și discutam despre culori, culori din modă, știi cum se spune, anul ăsta se poartă verde bombon, da? Doamne, cum să stabilesc astea? Bă, nu fiți naivi, voi nu credeți că astea să stabilesc, vin marele companii și spun, anul ăsta se poartă verde bombon, da? Și își axează producția, da? Da. Pentru că nu înseamnă puțin lucru, da? Ca să anunți la sfârșitul anului culoarea anului 2022, nu știu care, da? Și tu să stai să te aprovizionezi. Nu! La sfârșitul anului 2000, sau la începutul anului 2022, sau la sfârșitul anului 2021, anunțăm, culoarea anului 2022 este nu știu care, da? Și eu deja și sunt pac, pregătit. Deja intră pe piață, da? Eu ăsta care nu fac parte din, nu se chema la masa bogaților, celor puternici sau bogați,
Nu știu, și aflu și eu de la televiziune, mă duc să-mi procur materiale, de unde să mai procur? Sau, mă rog, durează până le procur, până... Deci totul este o afacere, culorile astea, culoarele, acum vezi că... Ca să mă înscriu în trend. Da. Acum deja nu mai e culoarea anului, culoarea verii 2002, culoarea toamnei. Da. Deci totul este controlat, dirijat și noi, noi spunem asta... Rămân și în 2022? Nu știu, Vale. Noi spunem asta în cunoștință de cauză, fără a fi adepți teoriei conspirației. Și revin ca să închem subiectul ăsta cu întrebarea mea. De ce la începutul anului 2000? Deci vorbim în goată, repede, perioada în care s-a aprobat proiectul. 2000, 2001, 2002, hai... S-a discutat foarte mult, a fost De ce acest capitol al proiectului Utilități și Mediu, inițiat de domnul Gavril Mărza, al treilea capitol, care se referea la construirea stației Olene, a fost cel respins. Da? Din start a fost respins. Da. Nu o să respingem ăla cu gazul. Da? Pentru că, adică nu există o viziune la nivelul nemților? Da? Sau nu există dorință să devenim noi independenți energetic? Și cum, a fost, acum, spui... a fost prima mare creștere la gaz. Da, nu mai țin. Dacă zici tu așa... Da, pentru că în proiect era, să zicem, 100... de lei sau 100 de dolari, că era în dolari, parcă, și a sărit la 300, până a fost aprobat. Da, acum, tu spuneai că dacă Suceava va deveni, se va aproba, bun, eu sper că se va aproba, dacă nu la Suceava, la alte, adică se vor face parcuri de astea, pentru că deja la nivelul globului cuțitul a ajuns la os, sau a trecut deja, a intrat deja în os, suntem, pământul și-a consumat, își consumă resursele într-un ritm extrem de accelerat. Și apropo, atunci, de măduvă. Suntem nevoiți să luăm, să recurgem la măsuri alternative. Cum ar fi fost stațiile Olene? Dacă județul Suceava, nu știu, devenea independent din punct de vedere energetic. Nu știu dacă se putea să... Avea cineva vreun interes? Mai ales să-i spus că nu nemții au privatizat electricul ăsta. Electrica, sau cum se numea atunci, Cum era, SECE electrică? Ei au privatizat Rețele electrice, întreprinderea de rețele electrice. Ei au privatizat Ireu, ce se vede? Aveau interes să aprobe o stație eoliană, stație eoliană în județul Suceava. Cu toate că, așa cum a zis, cum a scris în monitorul, un domn care a lucrat, nu-i mai rețin numele, anul trecut, legat de activitatea operatorului de energie electrică, și-au recuperat investiția... era acea scrisoare deschisă. În fine, Sunt întrebări. Mergem mai departe. Președintele Flutur a declarat în ultima ședință de Consiliul Județean, 2022 va fi un an foarte curajos pe investiții în drumurile județene. La acest capitol, cam toate administrațiile din România au avut probleme, administrațiile județene și locale. S-au făcut anumite lucrări, dar din cauza forței de muncă, au fost licitate, câștigate multe investiții pe acest domeniu, dar nu s-a făcut cât trebuie. Eu sper să... arată bine până la urma urmei. Și drumurile naționale, nu putem spune, județ. Nu arată foarte bine comparativ cu alte zone. Eu sper să fie demarate aceste investiții, pentru că cât mai mult investiți în județ înseamnă bani pentru județ. Pentru că este o dezvoltare iar pe orizontală. Nu mai insist, știi oricine despre ce este vorba. Și avem de câștigat toți. Într-adevăr, singura problemă, care nu e mică, într-adevăr, e vorba de forța de muncă. Ori asta nu e puțin lucru, forța de muncă. Deci salariile în construcții, firmele de construcții sunt mari. Eu sper, s-au renunțat la niște taxe, sper să rămână acele măsuri fiscale care au fost aprobate acum câțiva ani, pentru că dacă le mai și impozitez, cu cât le impozitez, n-ai cum să dai salarii mari și atunci forța de muncă care și așa e precară o să dispară cu totul. Titrează monitorul de Suceava. Mii de suceveni au sărbătorit anul nou în stradă, urmărind cel mai spectaculos foc de artificii din Moldova. Bun, și ce zâmbești așa? Cazul nu zic că cel mai spectaculos foc de artificii. Probabil colegul nostru sau colega noastră a avut termen de comparații, pentru că nu l-am văzut. Dar a spus-o cu mândrie. Cel mai spectaculos. Adevărul, 20 de minute să... Din câte am înțeles la cei care au fost, focul de artificii a fost într-adevăr unul extrem de spectaculos. Bun, dar acum zâmbești că spui că n-a avut grad de comparații, că nu s-au mai făcut alte... Bine, n-am citit. Poate au mai fost,
Dar din ce citisem nu prea am văzut să făcute. Nu, Iașu a amânat. Ceață, Clujul la fel. Clujul, Ceață, da. Și Iașu cu Ceața? Pe așa am înțeles. Da. Da, bun, a fost un moment, oamenii s-au... Bun, dar nu susțin. Da, oamenii s-au bucurat, din câte da. Am înțeles la colegii mei care au fost acolo, ce prezenți erau foarte entuziasmați de focul de artificii. Pe mine nu prea mă încântă focurile astea, mai ales că am și un cățel și... Da, ai mei au stat sub pat. Da, îl bag în casă, are efectul... Au părăsit mansardă. E devastator asupra. Dacă aveam beci, se duceau în beci. Da. Da. Da, am văzut și știri la nivel național cu câini fugiți, disperați, plecați din curte, găsiți ulterior și așa mai departe. Da, da, extrem, animalele, extrem da. De e groaznic pentru ei. Da. Mai mulți părinți nemulțumiți de modalitatea de testare a elevilor au depus o sesizare la Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Am luat acest titlu pentru că tocmai pentru o categorie de elevi vacanța s-a scurtat. Dacă ții minte, am lungit această vacanță la inițiativa președintelui Flutur cu ani în urmă. Da. A ținut foarte mult să prindem toate sărbătorile de iarnă care mai sunt, mai vin îndată în această săptămână. Bun, a fost scurtată pentru că s-a luat o săptămână în trebuie plus. Da. Bun, eu da, nu înțeleg această... Da, rămâne... da, eu nu înțeleg această nemulțumire a părinților. Bun, am înțeles, sunt din categoria părinților care nu sunt de acord cu vaccinarea. Nu înseamnă că eu sunt super încântat când aud de vaccinarea copiilor, pentru că, deci încă o dată vreau să înțeleagă, sunt vaccinat, susțin vaccinarea, ajută vaccinarea. Vaccinați-vă pentru că vă ajută în lupta cu boala. Da? Dar asta nu înseamnă că nu pot ridica niște întrebări, iar, repet, numai ridicând niște anumite întrebări, putem să da. Dăm încredere oamenilor. Da. Da? Că încă o dată, repet pentru asta, mai zis și neîncrederea e adâncită, ca neîncrederea să spunem mentalitatea. E adâncită și din acest motiv, că nu se discută anumite subiecte, să spunem, sensibile. Da? Da. Sau anumite subiecte care, nediscutându-se, oamenii spun, bă, să ascund lucrurile da. Astea. Da. Au existat, mă rog, studii care au arătat că asupra băieților, în special, au avut loc, în rândul băieților, s-au existat multe reacții adverse sau efecte adverse da. După vaccinare. Bun, de asta e alt subiect. Bun, am înțeles. Deci vaccinarea. Da? Repet, nici eu nu sunt un fan al vaccinării copiilor. Dar testarea. Testarea mi se pare absolut obligatorie. Da. Adică ce faci? Testez. Pentru sănătatea tuturor. Da. Bun. Și a familiei până la urmă. Și a familiei și a celor din jur. Exista o teorie. Că în momentul în care, deci o teorie iar de asta conspiraționistă, în momentul în care îți face testul și îți bagă în nas acel bețișor, da? Da. Sau în gât, acea bucată de vată de da. Pe bețișor are ceva, nu știu ce, și îți bagă da. În gât sau în nas și îți bagă ceva în corp, da? Deci nu-i bun testul ăla. Da. Ok, accept și asta. Da. Da, accept și asta. Dar aici e vorba de teste cu salivă. Da. Deci copilul ia, scuipă. Efectiv, da. Da, scuipă și nici măcar nu atingă, el poate nici măcar să nu atingă acel test, da? Da. Ia, scuipă și de acolo să face test. Da. Am văzut cu unii părinți care cer să fac comitete cetățenești la nivel de fiecare localitate pentru contest această testare, că e ilegală, că e abuzivă, că poate să afecteze copiii. Cum poate să-i afecteze? Bun, că am înțeles că unii copii nu știu să scuipe, și ceea ce nu-i rău, că da? Da. Nu ne știm să scuipe, nu înseamnă că... Da? Ce e rău că se testează? Nu-i... A, când erau testele alea, că spunea că este și o suferință fizică. Da, da poate provoca. Bine, că mi-am făcut mai multe teste, ți-am zis, după ce da. Clara a devenit pozitivă, sunt da. Mai multe teste. Și înainte, într-adevăr, când făceai testul, da, îți băga la... Nimeni nu înțelegea că creierul, Și nu era nevoie, da. Mi-ai explicat la laboratorul ăsta de ce să-l bagi, că în momentul în care îl bagi în nas, dacă exact. Simți umed, da. Ai aici, ai pe creier, ai și aici, pe da. Creier, exagerez. Exact. Da? Da, da, corect. Într-adevăr, era o suferință fizică când îți băga la... Eu zic, dar n-am făcut așa numai cu... Deci,
Deci înțeleg și asta, chiar dacă îți bagă la nas numai, așa. Dar în condițiile în care nu se atinge nimeni de copil, da? Unde e suferința, unde e trauma, traumă psihică pentru ce? Poți să explici foarte frumos. Există virusul, pentru că nimeni nu poate, deși nimeni. Și la ora actuală, din păcate, există oameni care nu cred în virus. Da. Deci dacă eu am întâlnit chiar zile trecute oameni care, eu nu cred în virusul ăsta. Adică mi se pare... Deja. În fine, dar încă o dată, ca să concluzionez, nu înțeleg această revoltă, această nemulțumire legată de, a unor părinți, legată de faptul, de simplu fapt că ai lor copii sunt testați. Da. Repet, cu niște teste care, pe care copilul nici măcar nu trebuie să le atingă, sub nicio formă. Și noi ca, niciun fel. Ca și țară am adoptat această testare, să spunem, aproape în masă, aproape mai largă, cam târziu, în condițiile în care în alte țări testarea a fost prima mișcare. Eu am zis și repet, testarea, da. Testarea este de bază. Da. Da? Da. Testarea este de bază. La noi s-a insistat pe lucrul ăsta care iar a generat suspiciuni. Da. Dacă te vaccinezi, bine, ai zis tu foarte bine, cu imunitatea, te imunizezi, ceea ce și nu e imunizare. Dacă te vaccinezi, scapi și așa mai departe. Când au apărut cazuri de oameni infectați, dar vaccinați, întrebarea de ce n-a, da? Da? Când prima persoană decedată... Informația a fost... Prima persoană care a decedat, vaccinată fiind, dacă ții minte, era o persoană mai în vârstă și a ieșit o doamnă doctor extrem de deșteaptă, da? Evident cu ironie spun deșteaptă, care ne-a explicat de ce a murit femeia, persoana respectivă. Era normal să moară pentru că era în vârstă și avea comorbidități, da? Păi dar nu de asta spuneam eu să vaccinezi, mai ales cei în vârstă și cu comorbidități? Da. Și aia ne explică, normal că avea comorbidități și era în vârstă, normal că a murit, chiar vaccinată fiind. De asta spun, s-a insistat extrem de mult pe vaccinare fără a se arăta că sunt anumite liniște, anumite limite. Da? Eu, comunicarea, modul ăsta de comunicare, bă, dacă transmite, dacă te vaccinezi, scapă, o să convingă pe toată lumea. Nu, oamenii au văzut că te poți îmbolnăvi și dacă te-ai vaccinat. Da. Și atunci se întreabă, ce ascund ăștia? Da. Ce ascund ăștia? Ce interes au? Și e greu astăzi, e foarte greu să mai convingi pe acești oameni care, cărora de, hai spun, de un an de zile, că sunt mai de la începutul pandemiei, de la începutul pandemiei le s-a transmis mesaje contradictorii. Da? Iar de când a apărut vaccinul, iar tot aproape un an, tot felul de mesaje contradictorii. Subiect care i-au făcut pe oameni să-și pună întrebări absolut firești, la care n-au răspunsuri. Sau răspunsurile nu sunt favorabile celor care au comunicat anumite informații. Și acum dacă vin răspunsurile corecte, tardiv. N-aș spune, dar de ce? De ce mi-a ascuns asta? Mai luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim.